Doamne și domnule, haos în România. De 10 zile îl vedem în toată splendoarea pe acest haos. Haos instituțional, șefii de instituții habar n-au, sunt zeci de instituții care sunt scoase acum înaintare, să ia cu hei rup totul. Astăzi a fost o imagine foarte drăguță pe care o vedeți în spatele meu cu niște jandarmi care s-au dus în lanul cu pușoi, cu porumb, la culez de cucuruz. Săracii nu știm, ia uitați, cu sticlele după ei... Căutau ceva, cică probe. Am văzut unii fără mănuși, a domnul de acolo. Nici nu știu cu mănuși, fără mănuși, ce să caute. În fine, sper să găsească ce caută, pentru că oamenii aceia, localnicii, sunt absolut abandonați. Sunt 1000 și ceva de oameni, dintre care foarte mulți bătrâni, oameni singuri, oameni care au copii plecați în străinătate și nu au venit toți înapoi, da? Acum să vadă ce se întâmplă cu părinților, că nu au putut. Și nu știu, mai au căprițe, mai au gâște, porci, am înțeles de la o mamaie că au fost salvați, niște porci. Dar în rest, e prăpădă acolo ce se întâmplă. Oamenii ăștia caută ceva în păpușoi, nu știu ce caută, dar uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă. În timp ce ieri victimele, copiii și rudele victimelor, celor doi morți, erau încătușați de poliție, da? Că așa înțeles poliția, să te porți cu victimele. Îl pui pe pământ, pe în țărână, în curte, îi tragi și doi bocanci în coaste să nu se vadă, că așa spun victimele. Îi pui cătușele și îl duci cu cătușele la poliție. N-am văzut pe nimeni astăzi să vină să-și ceară scuze pentru acest comportament. Că erau de vină, că nu erau de vină. Nu se poartă așa, nu știu, la 11 septembrie sau habar, da, unde, la un dezastru din asta, să vină polițistul să-l bată pe ăla care a supraviețuit sau i-au murit oamenii, familia, în tragedie. De neînțeles, educație zero, proceduri zero. Dar, în timp ce victimele, copiii victimelor erau încătușați, în același minut, vă spun, la minut, în același minut, era ședința la primărie. Primarul fost PSD de al domnului Popescu. Adică eu zic că e PSD, că doar acum nu se poate dezice omul în două ore. Domnul Ciolacu astea. Păi da, da, el e rol, el e... Oficial nu e de afară. Asta e că nu e, e doar o propunere. Și haide să vedeți... Eu nu l-aș da afară. Nu? Că a fost foarte bun. Dar stai să vezi, e eficient. De ce nu e de afară? Pentru, în primul rând, vreo 2-3 zile a fost dat dispărut. Nu l-am văzut sâmbătă seară, sâmbătă noapte. Probabil că nici nu era în localitate. Nu era nici ministrul sănătății în localitate. Nici nu era în localitate primarul. Și am înțeles la un moment dat nici în țară, nici în localitate. Da, el ne-a punctat, ne-a explicat că a făcut tot ce se putea posibil. Tot ce se putea. Am mai spus și că nu există sesizări primite la primărie, că dacă ar fi și toți vecinii spun că există. Da. Da. Și parcarea aceea cu multele cisterne, multele sute de tone de gaz, fix pe DN1. A. DN1. Pe DN1, la vedere. Vorbim de alt DN. Mai Ștefan. DN1, a. Hai să citim împreună, dacă vrei, pe două voci, pentru că este senzațional această ședință. Deci ședința în timp ce... Oamenii ăia erau încătușați. Oamenii de 5 zile dorm pe câmp, dorm, da, în căminul cultural, câmp, domnilor parlamentari. În mașină. Dorm în mașină, dorm pe stradă. Da. Premierul ne spunea a doua zi când am fost acolo, mai era un pic să jupă cămașa, îi vom ajuta în regim de urgență. În regim de urgență. Azi au hotărât să dea 2000 de euro. Păi, da, 5 zile, domnul parlamentar. Da, imediat veni și la asta. Dau tot de la buget. Tot noi plătim, tot, și bine că îi ajutăm, dar ar fi trebuit să pună să chestii cineva pe tot ce s-a averia oamenilor, milionarilor. Ascultați-mă. Ce se întâmpla la ședință? Zice așa, domnul consilier, avent pe ordinea de zi, era să se aprobe alocarea de la primărie a unui teren, domne. Eu n-am înțeles declarația, Oana. Deci hai un consilier, fratele meu, un consilier la ședință. Fratele meu stă în casă la fratele meu. Da, sunt mai mulți frați. Frați, nu? Sunt mai mulți frați. O să-l mai țină? Stați așa, cât o să-l mai țină și unde doarme? Asta nu se spune? El nu a avut casă niciodată. A fost un ajutor și nu acum de când a venit la primărie ca și consilier. Are cererea făcută de foarte mult timp. Nu s-a pus ieri pe ordinea de zi. Asta e treabă de luni de zile. Nici eu nu eram consilier, nu aveam nicio treabă cu primăria când a fost să-i dea și lui un loc de casă.
Copilul ăsta doarme pe o canapea într-un living la fratele nostru. Ar vrea și el să se căsătorească. Nu este asta o prioritate. Dar nu e halucinant. Dar nu e ilegal. Păi, dar știți, a, și că-s copii vor să se însoare? Dar nu că e ilegal ce nu se întâmplă, domnule. Să-i dea de la stat, că i-a dat și... Domnul Popescu a fost viceprimar, nu? Așa. A fost viceprimar. Adică se poate da... Se poate da. Unei cere. E legal. Teren pentru a face case. Pentru tinerii sub 35 de ani. Orice tânăr vine, nu? Este vorba de localitățile care au acest teren. Bucureștiul nu are, de exemplu. Noi la 2 nu aveam. Deci, vi se pare corect? A venit în plină tragedie. Așa e o lege. E legal. Nu știu dacă i-au dat doar lui sau... Domnul Popescu, haide să nu fim ipocriți. Dacă vin 5 tineri și 4 n-au frați consilieri... Ascultați-mă puțin. Unui frate de consilier și prieten cu primarul și 4 sunt amărâți care dorm pe canapea în living. Nici nu știu ce era living, înțelegeți? Stau într-o garsonieră la mămica și ăla nu primește, domnule. Deci, n-am aceste informații. Dacă vi se pare momentul oportun? Cereri n-au primit, este un abuz, clar. Dacă e o singură cerere a omului... Doamne, ferește! Da. E pe lege, așa cum a spus și consilierul, dacă e PSD sau USR. Asta nu e trafic de influență dacă tu ești demnitar și îți dai propriului frate? Păi tu dai fratelui tău? El trebuia să se abțină dacă este consilier. Doamne, păzește-ne! Nu trebuia să voteze dacă avea o... Domnul Popescu! Păi unde s-a mai pomenit în lumea asta ca un demnitar să propună pentru copiii fratele lui? Unde s-a pomenit chestia asta? Cred că fratele consilier e cel cu paharul în mână. Da, nu, eu aș lua așa, sunt vin din domeniul ăsta al educației și aș lua pe analiza frazei pe care am prezentat-o mai devreme. Este o fractură de logică colosală. El unde doarme? La întrebare, el unde doarme se rezolvă cu un teren de casă. Da. Pe care după aia urmează să construiește 9 luni, 12 luni, domnule, dacă casă, e sărat. Și cu ce bani? Deci eu îi dau teren de casă ca să aibă unde să doarmă, că îmi ocupă sufrageria fratelui. Încă o dată. Sunt atât de sărac ridicol, că vreau... Dar ridicolul afirmației. Domnul Pălărie, sunt atât de sărac că vreau un teren ca să-mi fac o vilă. Se vede un tractor în spate. Oana e între timp... Vede un tractor care e un tractor ok. Legislația există, exprimarea într-adevăr este nefericită. Dar nu vorba de exprimare, domnul Popescu. Cine s-a mai pomenit? Domnul Popescu, ascultați-mă puțin. În România, în Europa asta civilizată și în America, de unde știți mai bine exemplele, nu poți ca tu demnitar să-ți dai, să votezi pentru familia ta ceva din bunul comunității, domnule. Asta este corupție, domnule, nu se poate. Păi cum? Adică dumneavoastră veniți la guvernare, politicienii, și guvernați pentru familie. Dar dacă s-a putut pentru familia de-aia să-i dai în concesiune pe un nimic a 650 de hectare, tot în crevedie aici. De ce să nu-i dai și fratelui consilierului? Am înnebunit la cap în țara asta? Ce se poate face? Adică nu vă opriți niciunde? Verificarea procesului verbal la ședințe de Consiliu Local, pentru că acolo este obligatoriu ca orice subiect de pe ședință, din ordinea de zi a ședinței, să fie propusă de cineva. Mie mi-e teamă din modul în care este făcută această explicație sau această justificare, că primarul din Crevedia a propus pe ordinea de zi la această ședință, atât de aproape de nefericitul eveniment... Nu, exact în aceea zi, domne, și putea să propună și Papa Pius de la Roma, trebuia să nu-l treacă pe ordinea de zi, nu asta e prioritatea. Și știți că erau oamenii stătenii la ușă, luaseră cu asalt sala de ședință. Dacă sunt cereri de la alți tineri din comună... Dar nu contează, domne, dacă sunt sau nu. Păi, de ce, domnul Popescu, să nu faci un azil de bătrâni, să nu faci o grădiniță pe terenul ăla? Tu ai terenul la primărie să dai fraților consilierului? Ce avem, suntem nebuni? Terenuri faci bani din stația GPL. Lege. Deci... Faci o stație GPL, bravo. Da. De ce poate de-aia luată, domne, că dacă n-are bani și stă pe canapea, cu ce bani construiește Ștefan Nedveșo? O căsuță, o vilă pe teren? L-a juga pe producător să revină fotografia pe Alex în curtea fratelui. Uitați, există mai un puțin. Tractor. Uitați, domnul Popescu, știți? Că așa sunt, v-ați obișnuit. PNL, PSD, care stați de 30 de ani la guvernare. Cum zice domnul Daia? Păi e fata mea, e lege, n-are nicio problemă. Hai să-i dăm și ei 650 de hectare de luciu de apă concesionate pe 100 de ani, pe 2 lei, să facă și fata mea să se lupte cu cormoranii. De unde e asta, domnul Popescu? Din America Latină veniți direct? Veniți direct din America Latină? Ar putea vinde tractorul, fratele consilier, nu? Ia tractorul, hai Ștefane, unde e tractorul? Uite, tractorul iarăși trebuie spus că valoarea acestui teren de la țară nu e o valoare foarte mare. Deci vorbim de terenuri în zone rurale, în toate comunele în general se dau aceste terenuri.
În toate comunele, marea majoritate a comunelor se cam dau terenuri la toți cei care tinerii care rămân în locul 3 euro, 5 euro. Asta nu e un argument în moment cu în care România e cu nervii fiși la față. Faceți dreapta, părăsiți DN1-ul ăsta cu GPL-ul, că e cu sens greșit. Nu continuați. Noi în București nu aveam terenuri disponibile, dar în zonele rurale se dau aceste terenuri. Domnule, suntem cu copii. E nefericită. Nu e nefericit nici momentul nimic. Nu există. Nu, domnule, că dacă era peste o săptămână, era bine. Domnul Popescu, onor guvernul din care faceți parte, consideră că un copil nu e orfan dacă are mamă și tată. În condițiile în care 42% dintre copiii din România îi pândește sărăcia după colț, domnule. Și noi ne gândim la un băiasă sensoare. Fratele lui nu spune, domnule, că e mor de foame și n-are serviciu. Dar se ducă, domnule, că e tânăr, are 20 de ani dacă vrea să se însoare. Să-și găsească, domnule, un serviciu, să ia credit de la bancă. Cum luăm noi toți, domnule. Dar copiii care sunt la școală, domnul Popescu. Am spus, ar fi un abuz dacă alții n-au primit, dar nici nu. Domnule, tu ești doamne ferește. Domnul Popescu, aveți o judecată ciudată. Eu am corect. Păi atunci, e foarte bine. Vă rugăm foarte mult, toți frații, rudele, consilierilor care au probleme asta. Și vor că poate o fi mai mulți. Faceți cereri că e legal să le primiți. Care trebuie aplicată fără legătură cu rudenia sau cu... Crevedia sunt consilieri USR, domnule, nici să fie deci în Crevedia este un consilier de la USR. Să-l întrebați dacă are frați și dacă a depus... Sigur, o să-l întreb, dar... Să ne spune și nouă despre speța asta. Să ne explice consilierul USR. Ce face copilul de pe canapea care vrea să se însoare? Evident că și pe mine m-a revoltat. În primul rând, ca cetățean, nu vorbesc de parlamentar, să văd această știre cu această teribil de... nefericită, ca să fiu elegant, decizie de a prioritiza pentru consiliul local, nu asta alte lucruri de suport. Păi, bun, a fost ordinea de zi, încă o dată. E la fel, e ca la voluntar, când la consiliul local voluntar s-a decis construirea unui nou azil din niște bani de curând, tocmai pe fondul acestui scandal. Dom'le, înainte nu poți să faci lucruri noi până nu-ți înveți lecțiile. Și tocmai mai degrabă, mai inteligent, mai înțelept. Ar fi fost să mai amâne o lună, 6 luni, cât era nevoie pe subiectul ăsta, mai ales când toată presa e cu ochii pe tine. Dar doi, vă spun, m-ați făcut curios. Voi verifica în procesul verbal, stenograma acestei ședințe de Consiliu Local, să înțeleg cine a propus acest subiect. Mi-e tare teamă că exact domnul primar l-a propus. De obicei, în primărie, și să vă spun cu experiența din voluntar de la domnul Pandele, în Pandeleland, de obicei, acolo unde primarul e obișnuit să aibă o majoritate lejeră cu consilierii locali, este singurul care decide ordinea de zi. Dar vă dați seama ce tupeu? Tocmai, cu atât mai mult. Dacă se retrage sprijinul politic, mai rămâne primar? Da. Desigur, e ales. Și dacă este primar este dat demis afară din partid, el rămâne primar. Dacă își dă demisia, pierde mandat. Nu se poate înscrie într-un alt partid cu un mandat oficial de... Dar noi sâmbătă, pentru că am crezut că a prioritizat... Deci, dacă el a propus, cum spune și domnul senator, este un conflict de interese și atunci ANI se poate sesiza. Dacă sigur. El a propus pentru fratele și dacă a votat, dar fiind primar, nu votează. Primarul nu votează. Da. Tocmai de-aia am agățat acest subiect al propunerii pe ordinea de zi. Dacă e un consilier sau nu, primar. Nu, e primarul cel care dacă este în conflict de interes. Propunerea nu trebuia să fie a lui. Trebuia să n-aibă legătură cu el. Sigur că da. Să se abțină până să semneze un alt. Hai să trecem. S-a votat terenul în proprietatea acelui tânăr. O să ne lămurim. Domnul Pălărie ne-a promis că vorbește cu consilierul și domnul Popescu promite că vorbește, mai ales că până duminică se tranșează și statutul primarului. Se va vota. Dar uitați, mai avem o problemă. În timp ce se întâmplă toate lucrurile astea, se modifică legea educației, asta cu România educată, să fim toți educați, se modifică la două luni. Eu știu că s-a muncit mult și știu că e perfectă. Dar uite că se modifică. Și știi ce se modifică? N-a spus că e perfectă, dar... Haideți, domnule, n-are cum vine de la Cotroceni, trece pe aici. Bine făcut. Nu e, domnule, este perfectă, vă rugăm să mă scuzați. Nu e posibil. E România lucrului dar bine făcut. Asta... Noi am introdus multe amendamente și de la PSD și de la USR. Dar tot Audi, aveți timp, domnule. Nu toate, adică... Exact. Treptat așa le introduceți până anul viitor. Acum nu știu cine a modificat-o. Doamna ministru a zis așa, domnule, ăștia orfanii, dincolo de orfani, a rămas fără niciun părinte, au murit doi părinți. Păi dacă nu au murit doi părinți și a murit doar unul, dar nu e cu orfan, nu e nici semi-orfan. Păi adu-ne banii. Toată presa astăzi a titrat că statul face economii pe cârca copiilor, domnule, orfani. Domnule, nu copilul lui a drogat care venea cu o limuzină. Nu, domnule,
copilor far, care și așa este amărât, care i-a murit, căruia i-a murit un părinte, care trebuie susținut, dus la psiholog. Da, nu știu îi taie guvernul ăsta cu doamna Eleca. Păi dacă nu sunteți de acord, domnul Popescu, face ceva, sunteți în, sunteți în comisia de învățământ. De mamă sau de tată? Dacă nu e, domnule, nu e, a ieșit cuvântul ăsta din vocabular, înțelegeți din lege. Greșeala flagrantă a acestui caz este că, exact cum spuneți dumneavoastră, doamna Stănciulescu, părinții, scuze, copiii orfani de un părinte devin asimilați celor din familii monoparentale. Distinția majoră, ca să o explicăm pentru cei care se uită la noi, este următoarea. O familie monoparentală de cele mai multe ori are în spate o hotărâre de divorț sau nu s-au căsătorit părinții și o pensie alimentară. Deci, dar încă o dată, cel mai important lucru. De foarte multe ori mama sau tata a ajuns să contribuie financiar și peste pensie alimentară impusă. Uneori nu, dar uneori da. Ai doi adulți generatori de venituri. De aici pornim, într-o formă sau alta. Exact. Te încearcă un moment greu, mai dai un telefon și spui nu pot să cumpăr toate rechizitele în toamna asta. M-am nevoie la meditații. Bun, rezolv cumva. Nu poți să asimilezi familia monoparentală cu copilul orfan de un părinte. Acolo ai decât un singur adult care este generator de venit. Mai mult decât nu mai vorbim despre efortul, vă dați seama, tot stresul pe care o astfel domnul de familie parlamentar, are. Aș vrea să vă întreb, vorbim de legea educației? Da. Așa, sigur. Care lege? În interesul cui? Pentru că eu am doi copii în școală și știu de la profesori, directorii din școli că nu există locuri în școală și mai mult decât atât, noi zugrăvim clasele din banii noștri, ai părinților. Care lege? Dar să vedem că nu s-au ținut de cuvânt cu legea salarizării și s-ar putea să nu înceapă școala. Atât vreau să vă mai spun și poate cugetați, faceți o ședință acolo la prefectură. Studiul Salvați Copii. 41,5% dintre copiii români sunt expuși riscului de sărăcie. Doamne, și tot ce am vorbit acum este, mi se pare, dacă nici asta nu vă mișcă pe politicienii din România și suntem de un cinism îngrozitor, nu știu ce ne mai... Nu cred că mai avem vreo șansă. Ca să nu vă mai spunem, uitați-vă aici, că de la în 2021, nu mai puțin, Alex, în 2021 față de 2020, numărul copiilor săraci a crescut cu peste 200.000. 200.000 într-un an copii care n-au cu ce să se încalțe la școală, n-au ce să mănânce. La nivel european. La nivel european, desigur, dar dintre aceștia mulți sunt în România. În Europa de Est și în România. Dar nu, am văzut că și Germania are problema asta și țări dezvoltate. Dar la noi sunt cele mai multe probleme și la țări din Europa de Est. Trecem la alt subiect, doamnelor și domnilor, pentru că o să vedem ce decid cu copiii orfani, neorfani. Dacă le mai dăm burse într-o țară în care suntem pe primul loc la analfabeți funcțional, nu le dăm burse copiilor. E ajutoare, e foarte bine. Dar Ștefan Nedveș, da, a venit un coleg de-a domnului Pălărie și a zis că îl așteaptă pe domnul colegul domnului Popescu, pe domnul prim-ministru la Bruxelles. Dar înainte de asta a făcut o sesizare și a zis, domne, banii din fondurile europene pe care am folosit la acest pod faimos, cel mai tare. Podul de la Brăila. A făcut o sesizare la comisie să verifice cum s-au cheltuit acești bani. Îl așteaptă pe domnul Șolacu să răspundă astăzi. Ce știi tu, te rog, și după aia vreau să spun. Podul de la Brăila, practic, a avut ghinion. Știm că s-a deșurubat. Din momentul semnării. În 15 ianuarie 2018, Mihai Tudose era în ultima zi de ca și premier și tot în acea zi sau a doua zi venea și premierul Japoniei în țară într-o vizită oficială. Noi l-am abandonat, evident. Atunci s-a semnat acel contract în 15 ianuarie 2018. În 6 iulie 2023 am deschis traficul pe pod. Nu am finalizat lucrările. Nu, și noaptea se circulă acum pe pod? Nu. 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 Da, de ce? Care e explicația de ce nu se circulă noaptea? Ajung într-o secundă și răspund. După aproximativ 2-3 săptămâni, nici o lună, au apărut primele probleme privind asfaltul. Repet, cel mai important lucru dintr-un proiect de infrastructură este asfaltul, din punctul meu de vedere. Au apărut acele denivelări după nici 3 săptămâni. Evident, vinovați sunt șoferii, pentru că șoferii și merg cu viteză pe taxe și impozite. Adică s-au urcat deci, domne, pe pod. Ei au inaugurat pod, dar nu folosiți, vă rog. Cine i-a pus să se urce pe pod? Este interesant faptul că ieri a apărut acea imagine cu un localnic
care merge cu bicicleta pe acostament acolo, de la bicicleta. Coboară de pe bicicletă și a constatat că șuruburile legate de acel parapet, care parapet, țineți-vă bine, nici măcar nu are crash test. Atât de grav este situația. Explică ce este asta. Este vorba despre acele teste care rezistă legat de tot ce înseamnă accidente. E, noi nu avem acel crash test. Solicităm ministrului Grindeanu în mod oficial să pună la dispoziția românilor, nu a noastră presei, acel crash test care nu există. Și mai mult decât atât, ieri CNAIR-ul spune... Ce spune? Citează. E puțină neglijență. Un pic. Stați liniștiți, după parapet, există un trotuar de 3 metri jumate și o balustradă. Țineți-vă adică bine. Domnul pălărie, domnul senator, dacă te mai la Brăila, da. Să se țină de balustradă, nu da. Să se țină bine. Deci domnul senator pălărie, și să nu se circule până la apus, când apus să apune soarele, da. Să intre înapoi. Podul este închis din 16 iulie pe motiv că îl rog pe Alex să ne ajute cu un cadru general. Pe motiv că ar începe pe timpul nopții demontarea macaralelor. Ia și? Păi, s-au demontat? Stați un pic, vreau o fotografie. Păi în spatele tău avem macaralele. Nici măcar un șurub. Deci după 6 iulie, suntem pe 1 septembrie, nici măcar un șurub. Sunt 4 macarale, 2 spre Brăila, 2 spre Tulcea. Din 6 iulie până astăzi, nici măcar un șurub. De la vreo macarană a fost demontat. Nu este și frică. Îmi pică șuruburile. Să demontez. O mare enigmă de ce acest pod e închis pe timpul nopții. Dar care este explicația oficială? De ce nu se circulă noaptea, se poate noaptea ziua? Noaptea nu se circulă pe motiv că ei demontează macaralele. Nu știu dacă mă pot ridica. Te poți ridica, sunt cum să aceste nu? Macarale, sunt 4 macarale. Noi am fost aici, am filmat acum 2-3 ani. Sunt undeva la 200 și ceva de metri. Ca și înălțime. Până astăzi nici măcar un șurub de aici sau de aici n-a fost demontat. Auzi, Ștefan, am o întrebare pentru tine. Din ce știi tu așa și părerea ta? Poate biciclistul o fi crezut că ești un magazin celebru de mobilă în care găsești mobila în cutii și ți-o montezi acasă. O fi zis că se demontează acasă, îl pui într-o cutie. Pe mine m-a șocat un lucru. Aseară a fost o postare CNAIR. Domnii parlamentari pot verifica pe Facebook-ul CNAIR. Aseară la ora 21 apare o postare a CNAIR-ului în care ne spune oamenii de la CNAIR, comunicatorii, că au numărat 35.000, au verificat 35.000 din 100.000 de șuruburi și că 70 de șuruburi aveau probleme. În contextul în care în acea postare nici măcar nu vedem clar dacă oamenii verifică să cu adevărat. Să finalizăm astăzi subiectul. Și închid în 3 secunde. Astăzi spune continuăm verificarea numărarea șuruburilor. Asta uite este de aseară. Continuăm numărarea șuruburilor. Da. Înseamnă că s-a schimbat motivația. Noaptea domnilor, nu se circulă că domnilor. Se numără șuruburi noaptea. Dânsii continuă numărarea șuruburilor. Bun. Pe podul de la Brăila. Două întrebări scurte pentru domnii politicieni. M-am uitat astăzi în curiozitate, deși nu e o surpriză, la marea echipă a domnului ministru, Grindeanu, PSD, mare lider. Domnule, toți și de la PNL și de la PSD, toți secretarii de stat au câte 2, 3, 4 consilii de administrație la cele mai bănoase companii ale Ministerului Transporturilor. În condițiile în care onor premierul dumneavoastră și președintele de partid se duce la Bruxelles să se milogească, să ne mai lase puțin, să nu intrăm în incapacitate de plată. Doamne, de ce nu au renunțat oamenii în luna asta la 3 consilii de administrație? Pe cum să renunțe oamenii? Ați banii de vacant. Îmi cer scuze, domnul da. Popescu. E un răspuns, da. Așa, vă rog, domnul Popescu. Un răspuns pe care vi-l pot da cei de la minister, chiar nu știu. Nu da,
politic, dați-mi un răspuns politic, domnule. Exact ca și mine. Domnule Popescu, poate vă duceți în ședința de la partid și solicitați retragerea din Consiliul de Administrație. S-a făcut o selecție în baza ordonanței 109 de către o companie specializată. Domnule, asta este cum e crevedia. Domnule, asta e cum e crevedia. Să-i dăm din banii cetățeanului și membrului de partid. Este o vrăjdoare. Din punctul meu de vedere, știți bine. Domnul senator, nu știu dacă este vorba de secretarii de stat, da. De secretarii de stat le avem, dacă vreți, bine. Că au fi fost selectați prin 109. Domnul senator Polebia. O să fiu cât se poate de sincer. Nu știu dacă sunt în măsură eu să spun dacă un consiliu de administrație, 3, 5, 9, ce pot să spun este că e o perioadă extrem de grea. Revenind la articolul dat anterior, 41% din copii au trăiesc în risc de sănătate. Exact. 41% aia din copii au la fel părinți care se uită și ei la televizor și care când văd aceste lucruri sunt absolut revoltați. Pentru că nu degeaba spune și mediul de afaceri, dați vă rog un exemplu de solidaritate. Exact. Cereți taxe, mai luați o piele, o deslipiți și pe aia, o jupui și pe aia de pe cetățean. Dar arătați-ne că și voi faceți măcar o bucățică din efort. Când vezi veștile astea și vezi că continuă să primească atât de multe diurne și de asemenea tot felul de indemnizații pentru astfel de roluri, este, cum să spun, e revoltător și rușinos. Asta este ce pot spune. Domnule senator, scuze că mă ridic din nou. Te rog. 70 de șuruburi, 100 de mii de șuruburi. Mâine în emisiune sper să prezint un șurub. Mă scuzați, dar un șurub slăbit, că am citit cu atenție, nu. Așa. E un șurub pe care îl scoți cu degete. La nu-i slăbit. Ăla este un bagiocură de lucrare. Cristian Pistol le-a cerut din nou constructorilor podului de la Brăila să ia în serios contractul. Cum? Cum adică? Le-a cerut din nou? Păi până acum, l-au luat la mișto? Este ca domnul... este exact cum domnul Ciucă făcea un apel la marii contribuabili ai României să-și plătească taxele către stat. Dar să știți, domnule senator și domnule deputat, că din nou este vina statului român, nu al cuiva. Am acasă mai multe contracte din perioada interbelică, contracte de construcții, de cale ferată, de drumuri. Știți cum sunt contractele acolo? Orice zi de întârziere se penalizează, se închide contractul, se reziliază, se renunță la constructor pentru totdeauna. Adică sunt contracte adevărate, nu cum sunt la noi cu dedicație, că poate că oamenii au fost generoși sau împrietenit și contractul este să ne înțelegem toți ca oamenii. Dacă vreți să nu se mai întâmple așa ceva, păi apoi vine statul român prin Ministerul de Transporturilor și face un contract prin care să fim respectați de companii. Până atunci... Nu le mai cerem nimica pe nu Facebook. Nu le mai cerem. Da. Să ia în serios. Ne întoarcem. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și ne întoarcem cu o persoană foarte interesantă care vine de pe front, frontul din Ucraina, cu foarte multe, nu le zic povești, ca să nu mai povești sunt, foarte multe episoade de relatat și abia aștept să îl auzim împreună. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, și nu știu dacă îl văd sau de auzit îl aud pe Radu Hosu, pentru că el este invitatul... te văd! Bună, Radu! Bună! Trebuie să mărturisim că trebuia să ne vedem astăzi aici în studio, tu să vii de la Brașov, te-ai întors de curând din Ucraina de pe front, dar așa e cu transporturile în România, trebuie să-ți iei din timp, mult timp, ca să ajungi în București la ora stabilită, dar sper să ne revedem. Radu, pentru că nu avem foarte mult timp și pentru că toate întrebările mele deja nu mai am când să le pun, vreau să începem cu începutul. Tu ești corespondent de război și lumea te cunoaște pentru că imediat după începerea războiului, mulți, printre care și eu și familia mea, eram dorni să vedem ce se întâmplă acolo, iar tu ai fost o sursă credibilă, scriai în fiecare zi un rezumat al evenimentelor, știrilor de pe front, așa am putut și noi să stăm conectați la ce se întâmplă acolo. Ai fost de multe ori, practic ai făcut naveta, ai făcut campanii de strângere de fonduri, România au fost extrem, nu știu dacă surprinzător sau nu, de generoși. Pe scurt am spus povestea și acum te-ai întors săptămâna trecută sau recent, 48 de ore, din Ucraina și te rog să ne spui ce ai făcut acolo, cu ce ocazie te-ai dus și să ne dai câteva mănunte dezvăluie eu despre spitalul mobil. Te rog!
Bună ziua tuturor. Am fost să inaugurez spitalul mobil Oleg Ubal, care practic este un complex de vehicule denumit după numele unui erou ucrainian care mi-a fost prieten și a murit pe front cât timp eu eram acolo, în linia frontului. Și am, prin pagina mea de Facebook, am practic sponsorizat construirea acestui spital mobil care se duce aproape de linia frontului și salvează viețile soldaților ucrainieni sau ruși, inclusiv ruși, dacă sunt răniți și sunt preluați prizonieri de război, și a civililor din linia frontului. Radu, noi am avut aici o problemă cât timp tu ai fost plecat, un accident îngrozitor în care 50 de pompieri și civili și ofițeri au ajuns la spital și îți mărturisesc că de când s-a întâmplat acest accident mă tot gândesc cum o țară aflată în război, cum este Ucraina, funcționează, instituțiile statului, majoritatea, cât citesc eu știrile, par să funcționeze și în România este un haos total. Cum îți explici? Pentru că tu cunoști foarte bine și cine coordonează acele instituții și stai și în România. Păi, na, acum, din păcate, sunt multe paralele pe care aș putea să le fac. Adică am văzut mai devreme, direct, discutându-se despre podul de la Brăila, ucrainenii se chinuie să dea podul Kerch de la, din Sâmbătoarea Kerch, din Crimea jos, cu multe drone și cu multe rachete. Podul de la Brăila, cred că l-ar da jos cu o dronă din asta comercială găsită în comerț, la cum arată podul, la cum arată, am văzut imaginile biciclistului care s-a oprit și pur și simplu desfăcea șuruburile. Mi se pare absolut șocant, inclusiv răspunsul CNAIR-ului care spune că nu e niciun fel de problemă dacă vă loviți de parapet și nu v-ați oprit în parapet, mai avem încă 3 metri și după aia mai avem un parapet. Mi se pare absolut șocant. Și ca să vă dau o paralelă foarte simplă, Alexei Arestovici, care a fost consilierul președintelui Zelenski, cu care personal m-am întâlnit, în momentul când a avut o declarație care părea ieșită din contextul războiului, și-a dat demisia în momentul în care a existat cereri din partea populației pentru o declarație. O rachetă rusească, practic contextul este următorul. O rachetă rusească a lovit un bloc din Dnipro. Alexei Arestovici a spus că artileria antieriană ucrainiană a funcționat, sistemul antierian a funcționat și a deviat racheta înspre acest bloc. Ministerul Apărării din Ucraina a negat acest lucru. A doua zi, Alexei Arestovici și-a cerut scuze și a dat demisia de onoare. La noi ne aducem aminte de zilele torturii scoase la suprafață de Ovidiu Vanghele și Bianca Albu și au trebuit luni, săptămâni întregi. Adevărat. Pentru a ajunge. Radu, deci... pentru cei puțini cetățeni români merg cum mergi tu, puțin corespondenți de război stau săptămâni de zile, au fost și jurnaliști care au relatat de pe front în anumite localități cât să fie și în siguranță. Tu ești o excepție din acest punct de vedere pentru că ai stat, cred că vreo 3 săptămâni, dar la ofensivă chiar la începutul războiului. Luni, 3 luni de zile, da. La ofensivă, când a fost groaznic. Nu știu, e o întrebare total nepotrivită, dar nu știu cum să o pun altfel. Cum e pe front? Explică-ne atunci și acum care este situația acolo. Este, nu este absolut nimic romantic. Am spus-o de multe ori, că multă lume romantizează într-un fel sau altul războiul, pentru că vedem în filme, în filmele americane, cum luptătorii americani luptă binele împotriva răului și așa mai departe. Într-adevăr, avem în momentul ăsta cu adevărat o luptă a binelui împotriva răului. Avem răul care este Federația Rusă, care a invadat ilegal, imoral, ilegitim și fără niciun fel de motivare, spațiul suveran al Ucrainei. Și avem binele care este reprezentat de Ucraina și de absolut toate țările care în momentul ăsta susțin Ucraina, printre care și, și România. Apropo de la întrebarea
de ce președintele Zelenski, că am observat că în spațiul public se discută lucrul ăsta, de ce președintele Zelenski nu a numit România, nu a mulțumit României pentru ajutorul acordat, este pentru că nici România nu a făcut oficial, adică a ieșit foarte puțin public să ia să spună cât a ajutat Ucraina. Prin urmare, dacă vrem un răspuns public, trebuie să fim și noi la fel de publici în ceea ce facem. Da, Radu, aceasta a fost alegerea României de a nu comunica, spre deosebire de alte țări, printre care Polonia, care a fost foarte transparentă cu tot ajutorul pe care l-a oferit Ucrainei. Nu știu ce a fost cu această strategie. Sunt convinsă că statul român prin instituții a ajutat Ucraina, dar cetățenii nu știu și atunci cred că și starea de spirit aici e cumva altfel decât este în Polonia. Te rog să ne spui, am văzut declarațiile ale tale, o să ne întoarcem dacă vrei sau dacă vrei să continui acum și să explici mai pendelete ce înseamnă acest spital mobil care salvează vieți și care este denumit după Oleg, prietenul tău. Am văzut și mesajele venite de la copiii lui Oleg, pentru care doi copii. Deci este făcut în cea mai mare parte achiziționat din 90% din fonduri venite de la români, nu? Da, chiar mai bine de 90%. Este un autobuz Solaris care a fost donat de către o fundație din Polonia și un Ford care în momentul ăsta, dacă se uite cineva la mine pe Facebook, nu o să mai găsească niciun fel de Ford acolo. Este o mașină de extracție care este blindată dublu, există dublu blindaj, două straturi de blindaj pe ea și nu, n-ați putea să recunoașteți că este un Ford de fapt în interiorul acelei carcase de blindaj. Deci acest spital mobil, practic, este făcut, este un punct de stabilizare mobil. Ce înseamnă acest lucru? Se apropie de linia frontului și stă la 10-15 km de zona de contact. În așa fel încât soldații care sunt răniți să nu mai moară pe drum de la linia de contact până la primul spital fix, ca să spun așa, făcut brick and mortar. Cum s-a întâmplat cu prietenul tău Oleg, nu? Exact, care a murit pe drum spre spital. Deci nu a murit chiar pe loc. Dacă ar fi existat un astfel de spital mobil, poate ar fi să supraviețuit. Pentru cei mai mulți dintre cei care se uită la noi, probabil că își aduc aminte de serialul MASH, care avea un fel de medical camp, care era destul de aproape de linia frontului și veneau tot timpul elicopterele cu răniții din războiul din Vietnam. Cam ceva de genul ăsta, doar că de data asta este vorba de vehicule. Îl avem și noi în imagine. Acesta este autobuzul care a fost este donat de polonezi. Este un autobuz Solaris din 2004, dacă mi-aduc aminte bine. Deci vă dați seama că era un autobuz absolut normal de transport și în momentul ăsta este o sală de operații cu 4 mese de operații și poate oferi operații complexe. Deci, practic este un spital în sine. Când se termină când se termină războiul, Radu, cred că am avea și noi nevoie de niște astfel de autobuze prin țară să trateze mulți dintre românii amărâți. Dar ce vreau să te întreb, Radu, am vorbit despre acest, ai amintit despre acest, acest război declanșat de un dictator, un criminal care omoară la întâmplare pe oricine apare în cale, nu pe militar, nu unități militare, nu, civili, omoară civili, atacă blocuri, locuințe și așa mai departe. Ai fost acolo de nenumărate ori. Are vreo legătură acest război, Radu Hosu, cu orice reguli? Au fost războaie în istorie, există reguli după care se poartă un război, există reglementat în acte internaționale. Da, convenția de la Geneva. Exact. Există ceva din acest război care respectă vreo regulă ca să-l numești război? Da, de partea ucraineană există există Convenția de la Geneva, pentru că Ucraina își dorește să ajungă în instituțiile, să fie parte din Clubul European și din NATO și astfel
chiar dacă poate furia i-ar face pe soldați să facă lucruri care să încalce legislația, nu se întâmplă acest lucru decât în foarte rare cazuri, cum a fost anul trecut în aprilie, când câțiva soldați ucrainieni i-au prins pe cei care au făcut masacrele din Bucea, i-au prins într-o pădure. Deci pe rușii care au făcut masacrele din Bucea și i-au prins într-o pădure pe câțiva dintre soldați și i-au legat cu mine la spate și i-au împușcat în cap. Deci i-au executat, ceea ce înseamnă practic o încălcare a Convenției de la Geneva. Acum stau și mă întreb oricare dintre noi, dacă am fi fost în locul lor și am fi văzut masacrele din Bucea și am fi văzut gropile comune cu civili care au fost executați sau pe stradă, mergând pe biciclete, erau executați de acești soldați ruși, dacă i-am fi întâlnit la câteva zile distanță, la câțiva kilometri distanță, oare cum am fi reacționat având arma în mână? Nu știu. Ideea dar este nu că, știu, dar da, spui că nu știi, Radu, dar știu că știi ceva. Știu că ai auzit și cred că ai și văzut foarte multe gropi comune în care cel mai probabil atunci când o să se termine războiul o să numărăm foarte mulți civili nevinovați care au fost aruncați acolo. Am văzut gropile de la Izium, deci groapa comună de la Izium, chiar când a fost descoperită, eram pe contraofensivă, adică eu eram în mașină atunci și chiar m-am oprit în pădurea de lângă Izium și am văzut, pentru că sunt corespondent de război, pentru cei care mă urmăresc sunt în același timp și membru de partid, ca să fie cât se poate de asumat acest lucru să se înțeleagă, sunt și membru de partid, dar sunt în Ucraina, sunt corespondent de război, deci nu vorbesc despre politica ucrainiană sau politica românească. Dar, Radu, nu e nicio problemă asta, nu e nicio problemă, poți să vorbești despre orice vrei tu, încă suntem într-o țară liberă, iar noi acum vorbim în calitatea ta de corespondent de război, pentru că nu știu mulți români care au fost de atâtea ori pe front și care au luat pulsul și știu să vorbească în cunoștință de cauză. Și tocmai de asta vreau eu să tac mai puțin, să vorbesc mai puțin și să tac și să te aud pe tine spunând ce te-a șocat, să ne spui din punct de vedere al războiului și al fazei în care ne aflăm acum, al contraofensivei, puțin amânată, poate, ce se întâmplă, armamentul de care mai are nevoie Ucraina ca să răzbească și așa mai departe, o să te ascult. În moment, ce m-a șocat cel mai tare, bineînțeles, sunt gropile comune. În momentul când vezi pentru prima oară grop comune, pentru că altfel, soldați uciși am mai văzut. Mai văzusem până în momentul ăla. Cumva nu te șochează pentru că știi că ești într-un război și cumva mental ești pregătit pentru a vedea așa ceva. Ce te șochează cel mai tare este momentul în care vezi gropi comune unde sunt civili. Ce doare cel mai tare este moartea lui Oleg Gubal, de exemplu. Pentru mine a fost lucru care m-a durut cel mai tare și pot să recunosc că... Na, și băieții plâng câteodată, nu? Am plâns 3 zile ca un copil pentru când Oleg a murit. Pentru că am trăit, am mâncat, am stat în aceleași tranșee pentru cât multe luni de zile. Și bineînțeles că se creează o anumită legătură de prietenie care nu poate fi comparată cu nimic altceva. Legat de... Chiar dacă eu eram corespondent de război, nu eram doar corespondent de război, în același timp eram și un voluntar care aducea ajutoare pentru civilii din zonă. S-au dus 10 de tone de alimente din România de către mine. Eu am strâns banii pe pagina mea de Facebook, însă sunt atât de mulți români care fac acest lucru. Sorin Ioniță cu Expert Forum, Prințesa Briana Caragea prin Fundația Dânsei, alți civili cum e Gabor Petru, Mitică Lover și alții. Pe Facebook ei sunt destul de cunoscuți pentru că fac aceste lucruri publice. Sunt oameni care nu le fac public și ajută Ucraina. Prin urmare, și ce este interesant este că până în momentul ăsta am avut aproximativ 9.000 de donatori independenți la mine pe pagină. Deci 9.000 de oameni, 9.000 de persoane care
s-au implicat și am reușit să facem mai multe lucruri, de la dus 30 de generatoare în timpul iernii în Ucraina până la până la acest spital mobil care a costat 144.700 de euro, până la aproape 20 de mașini, până la faptul că ajutăm acum să reparăm cel mai mare punct de purificare a apei din Herson, care orașul Herson, care am văzut că ți s-a mulțumit. Am văzut că da. Ți s-a mulțumit și ai primit și niște medalii importante. Mai avem 2 minute și alegi cum, ce alegi să ne spui. Contraofensiva, au fost așteptări, sunt multe declarații în spațiul public, nu avem timp să le reluăm. Ce părere ai tu? Toată lumea vrea să știe cât se prelungește războiul și dacă Ucraina are tot ce-i trebuie să meargă mai departe în următoarele luni, așa cum și-a propus. Nu are tot ce trebuie, se va prelungi acest război, îl vom avea și anul viitor. Dacă ar fi ceva ce să rămână în memoria oamenilor din ceea ce vorbesc eu aici pentru foarte scurt timp, este că dacă ne implicăm cu adevărat, reușim să facem schimbări care ar părea imposibile. Și asta nu mă refer doar la Ucraina, ci mă refer inclusiv la România. Dacă stăm pasivi, nu se întâmplă niciodată nimic. Putem să stăm și să scriem pe Facebook și să fim tot timpul supărați că se întâmplă un lucru groaznic în Crevetia sau se întâmplă un lucru groaznic la podul de la Brăila. Uite, în Brăila și în Galați sunt sute de mii de oameni. Sunt undeva la aproape 600 de mii de oameni. Este un conglomerat urban acolo. Ei, dacă oamenii ăia ar ieși în stradă în momentul ăsta și ar striga împotriva a ceea ce se întâmplă, împotriva conducerii Knair, că doar nu o să dăm vina acum pe, nu știu, pe japonezi, că n-au înfiletat ei șuruburile, pentru că eu garantez că nu japonezii sunt cei care s-au ocupat de acele șuruburi. Dar dacă ar ieși oamenii în stradă, cu siguranță s-a demonstrat că presiunea publică poate să schimbe România în bine. Dacă vrem să avem această speranță că România se va schimba în bine, și să ne alegem țara în care vrem să trăim, Radu, și să fie mai mulți oameni care au inițiativă și fac ceea ce faci tu. Din păcate s-a terminat acest spațiu al emisiei. Sper să ne revedem curând. Ți doresc succes și vreau să spun, să fac o mențiune care e importantă pentru mine. Ucraina ruptă, de fapt, e scut acolo și pentru noi și pentru alte țări din Europa, care tragem toți nădejde ca războiul să nu ajungă și în altă parte a Europei și să nu escaladeze. De ce îi se luptă și își pierd viața, să stăm și noi liniștiți. Radu Hosu, mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ai fost alături de noi. Acum mergem la colegii mei, Răzvan și Radu. Bună seara! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Bună seara, Oana! La Crevedia sau la Brăila, ca în Ucraina, nu? Da, arată, sigur că dacă te uitai la imagine, nu, în Ucraina, sincer, n-am văzut așa ceva, am urmărit desfășurarea de forțe, așa ceva, explozie de tipul acela, n-am văzut în Ucraina, adică părea că în Ucraina a fost mai multă decență în privința asta. Discutăm astăzi despre unele dintre afacerile baronașului de Caracal, deci noi știam că familia sa vinde combustibil, deși n-are voie. Acum vom spune și ce fel de combustibil vinde, pentru că oamenii ăștia n-au absolut niciun fel de limită. Da? Deci până și GPL-ul ăla era contrafăcut, îndoit, șprițat, rarefiat, cum doriți să îl numiți. O să vorbim despre asta, că nu, nimeni nu i-a verificat niciodată, nimeni nu le face nimic. Protecția de partid e absolută, partidul e tot și toate, dar ne e frică de ruși că vin și instaurează un regim autocrat. Păi regimul ăsta cum dracului e? Mi se pare că trăim în vreo democrație funcțională în care instituțiile statului, am înțeles, singura diferență din punctul meu de vedere între Rusia și România e că aici, de bine de rău, între anumite ore, mai putem vorbi despre ce face statul. Da? Ce face rău statul. Și că ai noștri se duc la pușcărie, nu beau ceai otrăvit și nu cad de la nu știu ce etaj. În rest, să nu vă mai mințiți că trăiți într-o democrație. Asta nu e democrație. Bun, de la ora 11 revenim cu detalii. Bună România, Oana! Noi ne revedem mâine la aceeași oră. O seară bună, numai bine! We'll be right back.